Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur din nou să vă salut în această zi și iarăși vreau să vă împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place să citim Biblia în fiecare zi împreună. Este foarte important ca noi să avem mâncare spirituală în fiecare zi al vieții noastre. Și astăzi citim în continuare din cartea 1 Samuel. Din cauza că aceste cărți, 1-a, 2-a, 3-a și a 4-a carte a lui Samuel, sunt cărți istorice, sunt povestite niște lucruri din istoria poporului Israel, eu voi citi peste sărite, deci un verset după un verset, dar ca să vă deschid întreaga istorie, ca să putem învăța ceva împreună, deoarece ocupă mai mult timp să citești întreg capitol, citim doar câteva versete și apoi medităm asupra lor. Și astăzi vreau să citim și să discutăm despre lucrurile așa zis spirituale, despre lucrurile sfinte în viața noastră. Oamenii fug după anumite lucruri materiale și care le consideră sfinte, de exemplu icoane sau denumite desene, picturi de oameni sfinți, apoi aghiazmă, lumânări, deci ceva sfânt, ca să am și eu sfânt în viața mea. Și se bizuie sau le pun credința în acestea lucruri. Vreau ca noi împreună să citim o istorie din poporul Israel care la fel s-a bizuit pe lucrurile sfinte. Deci, citim 1 Samuel, capitolul 4, versetele 4 și mai jos. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care ședea între heruvim. Cei doi fii al lui Elei, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că Dumnezeu vinise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia i-au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Amin. Este foarte interesant această istorie. Chivotul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în poporul Israel, reprezenta prezența lui Dumnezeu, reprezenta binecuvântarea lui Dumnezeu, binevoința lui Dumnezeu, reprezenta supunerea lui Dumnezeu. Poporul Israel a ieșit să se lupte cu filisteni și la un moment dat a fost adus chivotul. Încă această istorie ne spune că pe lângă chivotul a fost și cei doi preoți, Ofni și Fineas. Deci reprezentanții, să zicem așa, intermediatorii a lui Dumnezeu. Și chiar și filistenii, auzind când evreii strigă, s-au temut, li s-a făcut frică de așa strigăt că a venit Dumnezeu în acest popor. Dar totuși, istoria ne povestește că evreii au pierdut această bătălie. S-au luptat și au pierdut. Și mulți oameni au murit. Nu vreau să zic că cauza din ce ei au murit era nădejdea în chivotul. Dar aici este lecția pentru noi. Dragi prieteni,
Dumnezeu este Duh. Așa ne învață Biblia. Nu este material. Nu îl putem să pipăim. Chiar cu ochii noștri nu putem să-l vedem. Deci Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Biblie. Și nu trebuie să punem nădejde în lucrurile materiale. Lucrurile materiale s-ar putea să reprezinte anumite adevăruri spirituale, dar le trebuie tratate, trebuie să fie tratate doar ca exemplu, doar ca simbol. Dar nu să ne închinăm și să ne punem nădejde în lucrurile materiale. Noi trebuie să căutăm pe Dumnezeu care este adevărat. Dragii mei, nicio icoană nu vă ajută dacă dumneavoastră sunteți păcătos. Pentru că păcatul este ușa în viața dumneavoastră, prin care Satan, fără nicio problemă, intră în viața dumneavoastră. Înțelegeți? Puteți să puneți 10.000 de icoane în casă, dar nu vă ajută la nimic. Doar Iisus, care este viu și adevărat, care a înviat în trei zi, El poate să vă ajute. Nici o gheazmă nu vă face curat dacă dumneavoastră nu deschideți cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, și nu o citiți în fiecare zi. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis însuși că prin cuvântul Lui El ne curăță. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră de fiecare zi. Puteți să beți aghiazmă întreg an în fiecare zi și nu mai... Înțelegeți? Dar dacă nu aveți această hrană, această mâncare, dacă nu aveți credință în Dumnezeu, nimic nu vă va ajuta. Eu vă încurajez ca să puneți nădejde și credința în Dumnezeu care este viu și adevărat, ci nu în lucrurile materiale. Pentru că veți pierde cum au pierdut și evreii. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie alături de dumneavoastră. Amin.